În fiecare an, în luna iunie, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Națională a Portului Popular. Cămașa, Iia, Catrința fac parte din portul nostru tradițional, care ne identifică drept națiune. Colega noastră, Angelina Căldare, a vizitat Casa de Cultură din satul Vădeni, raionul Soroca, unde meșterii populari se adună și brodează haine naționale, iar cel care le inspiră spre noi idei este nimeni altul decât neîntrecutul meșter popular Simion Lungu. Mai multe detalii aflați din reportaj. Pasiunea de a confecționa costume s-a început din clasa 10-a, când am făcut prima cămașă, adică bineînțeles cu ajutorul mama, la carnavalul de anul nou. Din anii 90, când s-a început confecționarea costumelor de a scoate în evidență ornamente vechi pentru a face costume populare. Sunt la undeva 15-16 ani în urmă de când am pornit să facem noi costume populare. La început mi s-a părut cam îndărătnic, cam... Dar pe parcurs, cât a lucrat, perfecționat. El mai mult se ocupă cu reculegerea a ornamentelor. Sărmanul aleargă ba într-o parte, ba în alta. Dacă a ajuns mai scurt și în zona Cernăuților, a ajuns și în satul lui Sofia Rotaru, de unde a adus tot niște monstre. Și încetșor le reproducem pe pânză. Confecționăm ea. Are și ei cusute, dar mai multe bărbătești. Fiindcă el, când a început cu cămașa bărbătească și îi se da mai ușor. Cu încetul am văzut că trebuie și Catrința, spunem, amu mai tare tot în valoare, Catrința autentică. Prima Catrință, mi-aduc aminte, am luat de pe niște păritari. Le-am pus invers, am făcut Catrință. Ducându-mă pe la expoziție, am văzut costumele din centru, costumele de la nord, catrințele toate. Și încetșor, umblând prin zona noastră, am găsit și la noi. Am găsit catrințe vechi, la Căinare am găsit. Aici, la Vădeni, am găsit. El era parcă în formă de țolișor, dar era ornamentul potrivit pentru catrință. Și l-am reprodus pe catrință. Și încetșor, eu țesam, el cosă. Pe urmă am început să atrage fetele, fiindcă luam comenzi mari și nu dovedeam. Am avut grupa de 30 de femei, unde făceam lecții zilnic, vineau femeile și am început-o de la croit până la închegatul ei. Și când am ajuns la examene, fiecare s-a îmbrăcat ea și cu brovada ei. Și am făcut și un număr artistic, s-a dat și concert în costumul lor care l-au cusut. Cel mai mult îmi place să confecționez ea. Îmi place foarte mult să creez niște ornamente vechi, să le reproduc pe o cămașă, anume altița și încrețul, cel mai mult îmi place. Confecționarea unei ei, dacă exact mă țin de lucru, 2-3 săptămâni. E foarte migaloasă. Uzorul e complicat, e mărunt. Și coși poți să treacă și jumătate de noapte și ai făcut o parte foarte mică. Cu ochelari, bătrâni, nu vedem, de-am dat așa. Mi place că e foarte
Plăcut, nu? Plăcut, da. De acasă, de la mama, am prins încă meseria asta a brodatului. Mama broda și noi tot așa plângând. Și de atunci, cum s-a deschis colectivul, am început a lucra.